În jurul orelor 13:30, cu aproximație, am constatat că s-au semnalat niște vibrații extrem de puternice care s-au transformat în vibrații de rezonanță ale construcției. Am realizat instantaneu eu că nu e vorba de un cutremur, că sunt lucrările de compactare de pe Bulevardul Castanilor, și imediat am încercat să opresc această acțiune, având în vedere că toate construcțiile din această zonă sunt construcții realizate în anii 1930-1940. Sunt construcții cu structură de rezistență relativ fragilă, construcții din cărămidă, inclusiv blocurile. Intrarea în rezonanță a construcției înseamnă automat dărâmarea construcției. Am încercat să transmit aceste informații la Direcția Tehnic Investiții, prin canalele oficiale și prin niște telefoane directe către șeful de lucrări din primărie și așa mai departe. Cert este că asemenea acțiuni trebuie desfășurate, sunt de acord, se fac, dar trebuie desfășurate în baza unor studii. Eu sunt foarte curios dacă există un studiu geologic care să permită desfășurarea lucrărilor. Vibrațiile acestea se transmit pe verticală, dar și pe orizontală. Să nu ne aducem aminte de accidentul cumplit de la magistrala de gaze care s-a intersectat cu autostrada Moldovei. Și aici, pe bulevard, sunt conducte, sunt trasee de cabluri, există construcțiile vechi. Nu se poate ca cineva care desfășoară niște lucrări să nu bage în seamă toate aceste elemente. Ați observat fisuri în locuință? Da. Având în vedere că vibrațiile au fost relativ pe scurtă durată, pe câteva minute, nu mai mult, vibrațiile au produs fisuri. Fisuri aparente, dar există și fisuri, bănuiesc, în structura de rezistență. Nu putem să spunem în acest moment, pentru că eu nu sunt inginer de construcții, să știu ce fel de vibrații, ce fel de fisuri au intervenit. În timp o să vedem. Sper că nu. Ce ați solicitat primăriei Ploiești? În principal am solicitat să se reducă nivelul de vibrații transmise în afara zonei de lucru de pe Bulevardul Castanilor. Sunt de acord, se fac niște lucrări, dar în interiorul acelei zone de șantier, de lucru. Aceste vibrații nu trebuie să se transmită în afara șantierului. Am solicitat ca vibrațiile de compactare să fie reduse.